Mă bucur că s-a modificat în privința panotajului și afișajelor, în primul rând că nu se mai blochează domeniul public. Cred că cu 2-3 ani în urmă am avut o surpriză neplăcută în care a fost niște alegeri în luna decembrie și nu s-a putut pune în valoare iluminatul de sărbători pentru că nu își luaseră candidații de pe stâlpi afișele. Uite, v-am dat un exemplu că este un lucru foarte bun. Bannerele și cele care traversează bulevardele știți foarte bine că și le produc destule pagube. Se mai rup, încurcă circulația, chiar apleacă stâlpii. E un lucru foarte bun. Înțeleg că din lege spune clar că fiecare candidat are afectat un buget maximal pentru campania pe care trebuie să-și o facă. Este foarte bine. Alminteri, unul care avea bani foarte mulți, își umplea orașul cu bannere și cu afișe și nu spunea nimic despre el ce a făcut. Își punea numai mutra prin toate geamurile și prin toate panourile și prin toate meșurile și afișele, dar în spate el nu spunea nimic ce a făcut. Este foarte bine că oferă o șansă egală de vizibilitate la toți candidații. La un moment dat, municipalitatea a luat hotărârea să interzică afișajul pe stâlpii de electricitate, să menține și acum acea hotărâre. Ați încercat încă de atunci o ordine pe domeniul public în această privință? Eu mă bucur din suflet că ați abordat subiectul ăsta. Cred că suntem singurul municipiu din țară care interzice orice fel de afiș pe stâlpi. Merg prin alte orașe în țară și mă încerc așa un pic de dezgust. Stâlpul este pentru susținerea, este un suport pentru corpul de iluminat și pentru rețele, nu pentru a-și pune cine vrea acolo afișul. Sunt convins că se va monitoriza această reclamă, sunt convins că, măcar prin sondaj, candidații vor fi verificați câți bani au cheltuit în campanie și în momentul în care se va constata că s-a depășit bugetul afectat, legea spune că se invalidează mandatul. Este foarte bine. Mă bucur că nu mai există nici posibilitatea să dai găleți, să dai nu știu ce. Eu zic că este un lucru mai civilizat. Până la urmă, omul trebuie să convingă prin fapte, nu prin hârtii și alte minciunele. Guvernul a stabilit marți că alegerile locale vor avea loc în data de 5 iunie, iar campania electorală va demara pe 6 mai.